A fugir da mine! Te-am întrecut! Had a forest in your backyard, what would you do with it? Haideți că videoul de astăzi am vrut să-l fac doar despre Daniel, dar vreau să vă arăt cât de frumoasă este pădurea. Am plecat să ne plimbăm un pic prin pădure. Bineînțeles, pădurea din spatele casei. Și Daniel v-a întrebat dacă ați avea o pădure în curtea din spatele casei, ce ați face voi cu ea? Nu uitați să răspundeți în comentarii. O să-i citesc eu comentariile. Da, tati? Yes. Cum vă place pădurea noastră? Este ora 3 după amiază. Au dat câțiva stropi. A picurat un pic. Și am plecat pentru că Daniel are un proiect la școală. Este luna în care se sărbătorește sălbăticia. Da? The wilderness. Păi nu avem potecă pe aici. Sperăm să vă arătăm și câteva căprioare sau porci mistreți. Sunt foarte multe urme pe jos. Da, lui nu-i place să meargă pe potecă. După cum vedeți, în spatele nostru, aceasta este o potecă prin pădure, unde lumea aleargă și tocmai ce cred că a fost nivelată, pentru că se văd urmele de la lamă, de la tractor, știți? Ce faci, tati? Ce ai găsit acolo? Un lemn, nu? Da. Și l-ai pus așa în drum ca să se împiedice oamenii de el. Bravo! Bravo, tati! Plecați în pădure, trebuie să culegem flori, trebuie să culegem petale, trebuie să culegem semințe. Și ce mai trebuie să culegem, tati, pentru proiectul tău de la școală? Mud and different types of grasses and flower. Deci ați înțeles, da? Noroi, feluri diferite de iarbă și flori. Și altceva? Semințe, blană de animale, pene de păsări. Avem multe de căutat astăzi. Așa că haideți cu noi. If we're lucky, we might find some deer horns or part of them. Da, poate, poate găsim. Squirrel. Ce? A squirrel. There's a squirrel over there. Ah, a squirrel, o veveriță. Sunt două. Haideți să încercăm să vi le arătăm. Vedeți veverița? Nu vrem să facem gălăgie. Noi o vedem, dar a fugit. A, uite-o aici. Uite-o aici, e după copac. Uite-o. A, s-a dus pe partea cealaltă. Cred că s-a urcat deja. Ia, vezi pe partea aia? Sper eu tu să vină la mine. S-a urcat deja în copac. S-a urcat, tati, în copac deja. Era una, da, dar era una aici și s-a urcat. Veverițele au reușit să fugă de noi, dar mai căutăm. Uitați, acestea sunt niște urme de căprioare sau de porci mistreți. Vedeți, este o potecă de porci mistreți care coboară de acolo, din pădure, și vine, cine știe unde se duc ei. Și ce e, tati? O păsărică. Păi, dar păsările oricum zboară, tati. Și vreau să vă arătăm... Și vreau să vă arătăm floricelele. Ia uitați ce floricele frumoase avem noi aici. Ia uite. Este plină pădurea de ele. Daniel a crezut că sunt trompete. Și poate să cânte la trompetă. Și, bineînțeles că avem o potecă, dar trecem gardul să ne odihnim puțin. Pe aici, normal, se fie
public, totul, dacă este pământul tău, nu contează că e pământul tău. Trebuie să ofere acces oamenilor să circule pe el. Așa se întâmplă în Anglia. Ion și-a pus aici o băncuță, a găsit el o băncuță și ne uităm la niște căcăreze de oaie, da? Sau ce sunt alea? Căcăreze de ce? Ah, nu ne uităm la căcăreze, ne uităm la priveliște. Am înțeles. Cum vă place priveliștea pe care o avem noi în fața ochilor? Asta este proprietatea, vedeți, o căsuță acolo departe și probabil că este proprietatea lor. Nu, tati, casa noastră este mai în spate, nu este acolo în depărtare. Casa noastră este acolo, în spatele tău. Ah, și știi la ce umbră te-ai așezat? Ce copac este deasupra ta? Este un alun, tati, care o să facă alune. Uite, deja avem. A început să facă câteva alune mici. Uite, deja avem alune. Da. Eu filmez priveliștea, ca să le arăt și lor priveliștea. Și nu te filmez pe tine cum îți faci tu treburile tale personale. Nu, tati, nu te filmez eu pe tine cum îți faci problemele tale personale. Eu filmez priveliștea. Unde m-ai adus? Îmi place foarte mult unde m-ai adus. Nu te-am filmat, tati. Nu, nu te-am filmat. Nu te-am filmat, tati. You're filming right now. Stop filming. Give me this. Delete that. Can you hold these while I take my jumper off? Thank you. Ce te-ai îmbujurat așa? I'm warm, very hot. This one. Da. Uite, vedeți planta care trăiește cu ajutorul copacului, parazitul copacilor din Anglia. Pleacă așa, pe aici. Și and it goes up to the top. Se duce până sus, în vârful copacului, departe, departe, până sus se duce. What under here? Nu știu, insecte. Bugs. I don't think we're sitting on this tree anymore. De ce? Look at all that bug. Look at those beetles. Ia uite-l pe ăștia ce mari sunt. Wow. Those would make a good snack. Da, am putea să-i mâncăm pe toți. Ia uite câtă viață era aici în copacul ăsta. Superworm. Ia să-l vedem. A superworm. Ia să-l vedem. Superworms are very tasty. Da? Mm-hmm. Putem să-i mâncăm pe ăștia? Yeah, we can eat bugs. All we have to do is cook them. Păi și dacă ne sete, ce facem, tati? I don't know, we collect water off plants. Look at that. And they're strong and not very wet. Da? Deci poți să-l iei așa în mână. Da. This time we're following the animals and according to the trampled grass, they're going that way, we're going a bit more forward and then left. Haide, te urmărim. Mergem după tine, sperăm să nu ne rătăcim. I won't. Let's go that way. Okay, this is a good animal trail. Okay, this way. Uitați, haideți să vă arătăm cum natura are grijă și scoate rădăcinile copacilor la suprafață, tot prin cu ajutorul naturii. Vedeți, aici a fost un copac tăiat, ia du-te acolo să vadă lumea cât de adânc este. Porcii mistreți sapă în jurul buturugilor tăiate, da? Și ele... După aceea ies la suprafață și oamenii le iau și le folosesc ca și obiecte decorative în grădină. Vrei să scoatem buturuga aia, tati? Nu. Hai să o scoatem de acolo, hai să o scot eu, să-i ajut pe porci, să caute viermișorii. Wait, let me try first. Hai, încearcă tu să o împingi. Hai, împingi-o ca lumea. Da, împing. Cu două mâini, așa. Haide. Hai.
push. Nu pot cu două mâini, că e înfiptă bine în pământ. Haide, ține tu camera ca oh, să... Wait, dad, wait, dad, stop, păi stop, nu stop. Poți să o ridici. Tati, e grea, nu I'm poți să o ridici. No, this one goes very deep, dad. Hai, ține tu camera ca să o scot eu. Ok. Right. Scoatem buturuga. Cine poate să scoată buturuga? Ia să vedem. Nu vom lua buturuga aceasta acasă, pentru că este foarte grea. Ia uitați. And very big. E ca o măsea stricată. Da, știu. Uite-te mai în sus, tati, cu camera. Da, știu. E ca o măsea stricată buturuga asta. Da, știu. O lăsăm aici. Ok. V-am spus că mai avem puțin și plecăm în vacanța de vară, marea aventură a noastră. Așa că dacă nu v-ați abonat și veți să vedeți aventurile noastre, abonați-vă acum și urmăriți-ne canalul, da? Urmăriți-ne aventurile noastre. Până atunci, noi suntem în căutare de căprioare and și de porci mistreți. Și ce mai căutăm? And if you're expecting in the summer holiday one video per week, oh, you're wrong. We're gonna be like a video per day. Da, exact. Haideți să căutăm căprioarele, da? Da. Ai găsit o urmă? Am înțeles, m-ai păcălit. Păi asta e, mă. Hai să-ți arăt eu unde e casa din copac. Ok. Oh, it's over there. But dad, are you up for climbing up it? Da, ne urcăm și în ea. Hai, opa sus. Am găsit ciuperci. Și cu siguranță, dacă nu apucăm acum, înainte de vacanță, să vă arătăm, vrem să venim, planul nostru este să venim aici, la căsuța din pădure, da, din copac, și să o reparăm, să o renovăm. Da? Vedeți, ea este începută deja, da, încă, însă nu este terminată. Da, și ne gândim să venim și să o terminăm, să mai lucrăm un pic la ea. Da, tati? Ce zici? Da. Înainte de vacanță nu cred că reușim, dar după vacanță venim, da? Da. Ok. Maybe we'll spend 34 hours in the forest. Da, și poate chiar venim cu cortul să stăm aici la căsuța, da, din pădure și să o reparăm. Cred că în două zile terminăm să o reparăm. Daniel deja s-a dus în sufragerie. Nu-i place în căsuță. Hai să-l găsim și pe Daniel. Unde ești, tati? Da? Uite, și copacii ăștia sunt buni să ridicăm o căsuță nouă aici între ei. Da? No, it wouldn't need more than 24 hours. It would need more wood. Am înțeles. Păi nu găsim lemne aici în pădure? Yeah, but not wood like those. Ah. We can get tiny twigs, yeah, but those won't be enough to hold us up. Before or after the holiday, we might fix that house up a bit and maybe start on a new one. Mai e trecut de data asta! Haide, că vreau să trec! Vreau să trec! Păi și pe unde e? Pe dedesubt? Unde să trec? Unde să trec? A fugit!
A fugit de mine! Go, 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 subscribe, like, and hit the notification bell down below so you get notifications whenever we post a new video, so you don't miss out on any videos. Bye! Hope you enjoyed the video!